Două incendii de vegetație uscată au izbucnit în banat. Pompierii lugojeni au fost alertați pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată, dintre care unul a izbucnit pe strada Herendeștiului pe o suprafață de aproximativ 10 hectare. Au fost mobilizate patru autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă. Altul a izbucnit pe Valea Lungă pe o suprafață de aproximativ 18 hectare, la care s-a intervenit cu două camioane de stingere și o autospecială de stingere. În sprijinul lor au fost alertate Ocolul Silvic Coșteiul, dar și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei. A fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert din cauza degajărilor mari de fum. Efectele unui incendiu de vegetație au fost fost limitate prin implicarea jandarmilor. După o adevărată desfășurare de forță, incendiile au fost lichidate.